Sute de profesori au sperat astăzi că își vor găsi un post pentru anul școlar viitor. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți au organizat la Colegiul Național Traian o ședință publică de repartizare a candidaților cu media la titularizare peste 5 pe posturile didactice vacante. Cei mai mulți candidați au obținut catedre în mediul rural. Cei care au rămas nerepartizați mai au o șansă joi, când va avea loc o nouă ședință publică. Peste 300 de profesori au venit optimiști la ședința de repartizare cu gândul că vor obține un post pentru anul școlar viitor. Cele mai multe catedre disponibile se află în mediul rural. Sunt tot patru. Tot patru. Bun, și atunci, păi mâine o să iau și fizica și încă... A, și le las fizica tot la cele două școli și rămâneți cu ăștia două ca să vă faceți viabilitatea în primăvară. Da. Prioritatea au avut profesorii care au obținut la examenul de titularizare notă peste 7. Începând din 24, continuăm cu 25, 26, 27 și până la sfârșitul lunii, se desfășoară la Colegiul Național Traian ședințele publice de repartizare pentru candidații care au participat la concursul național de ocupare a posturilor și care, bineînțeles, au obținut notă peste 5. Cei care au participat la concursul național și nu au obținut o notă peste 5 sau au participat și s-au retras din motive obiective, pot participa la concursul de suplinire organizat la nivelul județului Mehedinți în data de 6 septembrie, proba scrisă, cu înscriere în zilele de 1-2 septembrie. Unde ai fost repartizat astăzi? La Rogova și la Devesel. Ești mulțumită de rezultat? Nu pot să zic că sunt extrem de mulțumită. Sper să mai apară posturi mai aproape, eventual chiar în oraș. Unde ați fost repartizat astăzi? La Salcea, Ocârșea de Câmp și la Pristol. Este primul an în care participați la această repartizare? Da. La Liceul Tehnologic Decebal am fost repartizată pe fizică. Sunteți mulțumită de repartizare? Așteptam să fie posturi mai multe, dar nu sunt. Joi și vineri, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți vor organiza noi ședințe pentru candidații rămași nerepartizați.